Ne revedem, stimați prieteni, o ocazie potrivită pentru mine să apreciez interesul dumneavoastră spiritual, căutarea de Dumnezeu și pasiunea cu care vă investiți timpul să fim împreună gândindu-ne la Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vorbesc despre venirea Domnului și despre revenirea Domnului. Venirea Domnului a avut loc acum 2000 de ani, când El a venit prin fecioară în corp uman și a venit ca Mântuitorul să moară pentru noi. Revenirea Domnului va avea loc cândva în viitor, timp pe care nu-l cunoaște nimeni, dar din mersul vremurilor, din evenimentele care ne înconjoară, înțelegem că este foarte aproape. Însă, eu am numit predica de astăzi venirea dinaintea revenirii. Sărbătoarea întrupării Mântuitorului, așa cum spunem noi în mod popular, Crăciunul, este din punct de vedere cultural cea mai proeminentă sărbătoare creștină și datorită importanței ei comerciale. Din punct de vedere biblic, învierea Mântuitorului este poate mai proeminentă decât Crăciunul, decât întruparea Mântuitorului. Însă ea este evitată din punct de vedere cultural, nereprezentând un interes comercial. În sărbătoarea întrupării Mântuitorului, noi celebrăm venirea lui Mesia, a Mântuitorului pe pământ. Întruparea aceasta este enigmatică, ea nu poate fi înțeleasă logic. Maria, mama Domnului, a întrebat cum se poate face lucrul acesta. Au trecut 2000 de ani, cunoașterea a crescut mult, însă este la fel de enigmatică și astăzi. Ea nu poate fi înțeleasă logic. Cum o fată virgină, care nu a avut o relație cu un bărbat, a putut să rămână însărcinată și să facă un copil. Apoi, întruparea este prezentată în Evanghelie, iar Evanghelia aceasta trebuie acceptată. Îngerii le-au spus păstorilor, nu vă temeți, pentru că eu vă aduc o veste bună. Întruparea este îmbucurătoare. Ea încurajează, ea mângâie, pentru că Dumnezeu a venit la noi. Apoi, întruparea este un eveniment istoric pe care istoria nu-l poate contesta. Oamenii nu-l pot contesta, deși primul Crăciun a fost sărbătorit oficial de-abia prin 336 după Hristos, există dovezi istorice evidente cu privire la existența lui Iisus Hristos. Întruparea este evidentă și ea nu trebuie uitată, dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți pe masa norocului și umpleți un pahar în cinstea sorții, spunea Isaia în capitolul 65. În cultura evreilor, Mântuitorul era așteptat de câteva mii de ani. Prima parte a Bibliei, respectiv Vechiul Testament, este istoria evreilor, motiv pentru care el surprinde această așteptare în multe pasaje. Cu aproximativ 800 de ani înainte de întruparea lui Hristos, Isaia, unul dintre profeții Vechiului Testament, a fost inspirat de Dumnezeu să spună un mesaj în care a menționat că Mesia se va întrupa din fecioară și a numit această întrupare un semn. A fost un semn pentru evrei. Când îngerul Domnului a venit la păstorii care își păzeau turmele pe câmpia Betleemului, le-a spus: va fi un semn faptul că îl veți găsi pe Mesia înfășat și pus într-o iesle, pus în paie. De asemenea, pentru magii care au venit din răsărit, un semn a fost steaua care i-a călăuzit. Semnul este miraculos, inexplicabil, imposibil, unic. Întruparea Mântuitorului din fecioară se desfășoară în contextul unor fenomene. Maria acceptă, ascultă de Dumnezeu. Iosif este tolerant și plin de bunătate în situația asta în care logodnica lui rămâne însărcinată de la Dumnezeu, care băiat ar accepta lucrul ăsta, magii vin și se închină, păstorii se bucură, iar îngerii cântă. Ascultarea Mariei, bunătatea lui Iosif, închinarea magilor, bucuria păstorilor și cântarea îngerilor. Alegerea lui Mesia de a se întrupa ca mântuitor al oamenilor demonstrează caracterul său și prețul pe care l-a plătit pentru a ne mântui. El nu a venit pe un tron, deși era un rege, ci a venit într-o iesle. Ce legătură are un rege cu un grajd? El nu a trăit ca un rege, deși era un rege, regele regilor, ci a trăit ca un servitor. El nu a avut un regat, deși era un rege, ci a avut multă suferință și o cruce.
El nu a dat doar un pic, 10% sau 18% din ce a avut, ci a dat totul, El s-a dat pe sine. Care a fost scopul venirii lui Mesia la noi în natura lui umană? Și acum mă refer la venire. Iisus este cuvântul lui Dumnezeu care s-a întrupat. Biblia spune și cuvântul s-a făcut trup. Iisus este imaginea lui Dumnezeu care s-a arătat. Pavel spune că El este chipul Dumnezeului nevăzut. Ce joc de cuvinte! Este arătarea, e chipul văzut al Dumnezeului nevăzut. Iisus este harul lui Dumnezeu care a fost împărțit. Prin El am primit harul, spunea Pavel în Cartea Roman, capitolul 1. El este gloria lui Dumnezeu care este reflectată între oameni. Nu numai atât, El este neprihănirea lui Dumnezeu care a fost oferită oamenilor. Tot apostolul Pavel spunea în Cartea Coloseni că în El locuiește toată plinătatea neprihănirii lui Dumnezeu. Iisus este mântuirea lui Dumnezeu care a fost promisă și care a fost adusă prin Hristos. El este iubirea lui Dumnezeu care s-a exprimat. Aduceți-vă aminte de Ioan capitolul 3, versetul 16, supranumit versetul de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus este puterea lui Dumnezeu care este demonstrată. Este demonstrată în miracole, în lucruri imposibil de făcut. Iisus este dragostea lui Dumnezeu care s-a manifestat, iar dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că atunci când noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu nu ne-a acceptat pe noi când eram de acceptat, ci ne-a acceptat pe noi când eram de respins. Hristos a venit să-și asume vinovăția noastră, rușinea noastră, pedeapsa noastră. Venirea de dinainte revenirii a fost întruparea care a avut loc acum 2000 de ani din Fecioară. Semnul a fost că o fecioară a născut un copil fără împreunarea cu un bărbat. Însă revenirea Domnului Iisus este revenirea după venire, este a doua venire și ea urmează. Semnele sunt părăsirea credinței și răcirea dragostei. Doctorul Luca, cel de-al treilea evanghelist al Noului Testament, spune, de fapt întreabă, când va veni Fiul Omului, se referă la revenire, va găsi El credință pe pământ? Întrebarea este insinuantă, pentru că oamenii cred din ce în ce mai puțin, credința lor e din ce în ce mai fragilă. Face apel la o credință puternică și de asemenea dragostea. Spunea Mântuitorul în Evanghelia după Matei, capitolul 24, din pricina înmulțirii păcatului, a fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Cu 2000 de ani în urmă a venit mielul ca jertfă, ce urma să fie jertfit pentru iertarea oamenilor. Acum urmează să revină regele învingător, care se întoarce după cei credincioși, după cei fideli, după credincioși și practicanți. La prima venire a venit să ofere mântuirea în dar. La revenire primește credincioșia și slujirea celor mântuiți. Ești sigur că ai primit pe Hristos care a venit deja? Ești sigur că i-ai oferit ceea ce va căuta la revenirea sa? Aș vrea să ne gândim la lucrurile astea. Hristos a venit și oamenii din generația lui nu au crezut în El. La fel se va întâmpla și cu generația de la revenirea lui Hristos. Va fi ispititor să nu credem în El. Într-un veac rău, plin de tentații și plin de păcat. Scumpi prieteni, am vorbit despre venirea de dinainte revenirii, însă în încheiere vă duc cu gândul la revenirea după prima venire. Atunci El se va întoarce pentru cei credincioși și fideli. Noi facem parte dintre ei. Ne angajăm astăzi în rugăciunea noastră să-L urmăm pe Dumnezeu, să primim harul pe care ni l-a adus și să-L folosim pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru binele nostru veșnic. Haideți să pecetluim promisiunea noastră
să verbalizăm dorința noastră. Tată, ne aplecăm fruntea în rugăciunea noastră și ne închinăm, mulțumitor că ne-ai iubit atât de mult încât ai venit la noi, încât ai făcut miracolul acesta ca fiul tău să intre în experiența unui muritor, a unui copilaș și să devină persoana care se așează sub vinovăția noastră, care își asumă păcatele noastre și care mai apoi va trebui să sufere pentru că tu i-ai imputat păcatele pe care noi le-am făcut. El s-a încărcat cu vinovăția noastră și tu i-ai cerut socoteală. De fapt, el nu a făcut nimic rău, doar s-a încărcat cu tot ce noi, oamenii, am făcut rău. Și el a acceptat să poarte rușinea și vinovăția noastră. Și când l-ai pedepsit pe el, de fapt, tu ne-ai pedepsit pe noi, dar pe noi ne-ai pedepsit în el. El a murit, noi nu am murit, noi trăim. Nu numai atât, dar ne-ai oferit prin el iertarea. Noi acum suntem liberi că cineva ne-a plătit vinovăția. Hristos ne-a plătit vinovăția. Doamne, ținem cu tot din adinsul să rămânem conștienți de binele care ne l-ai făcut, să nu uităm și să-L onorăm pe Hristos, să-L primim în inima noastră, să ne identificăm cu El în sfințenie, în scop și în dedicare și să Te urmăm pe Tine, slăvindu-Te, Tatăl nostru care ești în ceruri. A venit din nou sărbătoarea aceasta a amintirii întrupării Tale și ne amintim de Tine nu ca de o poveste sau de un mit. Ne amintim de Tine ca de Creatorul nostru, Mântuitorul și Domnul nostru. Tu ești special pentru noi, ești mai mult decât oricine și decât orice. Și ne reînnoim angajamentul. În mod solemn ne rededicăm din nou pentru întotdeauna, absolut în întregime. Îți mulțumim, Tată din ceruri și iubitul nostru Mântuitor și Preasfinte Duh. Amin. Stimați prieteni, să vă fie sărbătorile pline de bucurie și de siguranța că Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!